știu cum sunteți voi atunci când sunteți curioși. Știu că sună puțin ciudat, dar e o întrebare care zic eu că are rost, pentru că eu în urmă cu o seară nu puteam să dorm, pentru că stăteam și mă gândeam, mă, ce face Teo după ce pleacă de la emisiune? Și credeți-mă, eu când sunt curioasă, deci am așa, simt că mă sufocă, nu mai am aer, dar vreau să întreb, pentru că am o bănuială. Până! Ce faci? E bine! Unde te duci? Mă duc la radio. Vin și eu? Nu. Încă o dată. Vin și eu? Hai, dar ce vrei de la mine de la radio? Ce-ți trebuie? Nu-mi trebuie nimic, dar... Ce trebuie cu mine? Urechile mele au auzit ceva săptămâna trecută. Și mie mi s-a părut o voce cunoscută așa pe la radio. Nu, facem emisiune în fiecare vineri. Ce te miri? Mă mir. Sunt un real, o reală speranță a radioului românesc din 1990, prestez. Am ajuns în 2021 și te prestez. Sper să mă afirm. Păi eu vreau să vin cu tine, Teo. Treaba ta, n-ai ce să faci la radio, dar, mă rog. No, pentru mine e foarte interesant. Dacă ești pentru tine, dacă... Ce aud vreau să și văd. Bine, dragă, bine. Mam, 3, 2, 1 și... Și bine la Radio Impuls! Să știți că am ratat un ritual foarte important de la ușă. Eu de obicei se întâmplă să mai fiu în emisie, să vorbesc în momentele în care partenera mea, și am onoarea să pot să o numesc pe Teo Trandafir, partenera mea de vineri, este la ușă și atunci mă trezesc cu mesaje vocale pe WhatsApp cu diverse melodii și cântecele. Eu cânt. Super. Am văzut Teo că ai dat. Nu, îi cânt tematic. Astea? Tematic, de exemplu. Dacă nu deschizi ușa, îți fur de supernă păpușa. Vibrato-ul ăla. Vibrato din gâți. Deci așa ne începem noi weekend-ul. Din gâți. Păi bine, hai să vedem ce... How ce much do we have? Haideți să intervenim în IEL Playlist. Ah, dragilor, astăzi am și asistență. Deja nu mai trebuie să ne ridicăm noi microfoanele. Avem oameni care sunt aici, mulți să ne ajute. Teo, îți mulțumesc din nou că suntem împreună la radio. Cum ți-a fost săptămâna? Cu dragoste pentru a-ți răspunde la prima parte. Și săptămâna mea a fost într-o continuă, într-o perpetuă așteptare a momentului pe care îl traversăm împreună de fiecare dată vineri la ora asta. Nu ne mai auzim pe radio, nu? Ce se întâmplă acum? Ce auzea Teo? Teo nu auzea nimic. Asta este de vorba. Eu am avantajul că fiind un foarte rușine back in the 90s, să-mi pun căștile pe urechi pentru că mi se părea că am o voce foarte urâtă, sunt singurul om de radio din România care a lucrat 4 ani fără căști pe urechi. Și atunci dacă le am sau nu le am, mie mi-e tot una. Știi cum e? Bă, cu o mână bună de cărți poți să joci poker. Fără. Corect. Să vedem cum faci. Plecăm în fiecare zi cam pe la 8 fără 20 de aici. Deci emisiunea se termină fără 10, practic.
până când comutăm la Cluj, după care rămânem aici ca două babe ieșite de la pușcărie după 25 de ani, care mai au ceva să-și povestească pe trotuar. Cum e Teo, viața de radio? E nu frumos? Există ceva mai frumos, după părerea mea. E adevărat că sunt și ușor subiectivă, pentru că uneori lucrurile, oricât de grele ar fi fost, când ești foarte tânăr, le duci ușor. La vremea mea, când am apucat eu, primul grupaj informativ, că eu am început cu știrile. Bine, am început prin a fi secretara dactilografa radioului, după care am făcut știri și primele știri erau la 6:15. Stăteam în drumul Taberii și trebuia să ajung pe jos, la Arenele Romane, unde era radio nostru. Și într-o bună zi am ajuns pe vigilie. Era vigilie, m-am dat jos din tramvai, mi-am dat seama că nu pot să ajung până la locul respectiv. Era cumplit de zăpadă și viscol și nu mă puteam ține pe picioare. Și am văzut un cățel trecând pe lângă mine. Zic, că asta cum face? Căcing! Și am luat-o pe genunchi și coate și așa am ajuns la radio. La ora 6:10 eram deja la radio. Și ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut. Am făcut mulți ani asta. Și aș mai face. Adică facem. Viața la radio e frumoasă. Viața la radio cu Teo este și mai frumoasă. Este minunată. Când o să mai am o curiozitate, orice curiozitate, te voi urmări. Please. Oriunde te-ai duci. Deci nu o să scap de mine. Știi ceva? Dacă ești de drăguță, cred că nici nu vreau. Dar să nu mai spui. Să nu spui nimănui. Dacă o să spui cuiva că ți-a spus asta, o să neg. Nu promit.